240 de firme din județ sau puncte de lucru ale unor societăți comerciale din afara Oltului au fost verificate luna trecută de inspectorii de muncă Olt. Acestea își desfășurau activitatea în mai multe domenii, de la fază la agricultură. Domeniile de activitate verificate din punct de vedere al legislației specifice au fost următoarele: construcțiile, comerțul cu amănuntul, transportul rutier de mărfuri și de persoane, precum și agricultură. Inspectorii de muncă au constatat în urma controalelor numeroase și diverse nereguli. În funcție de gravitatea neregulilor găsite, firmele au fost sancționate. Totodată, inspectorii de muncă au dispus și remedierea neregulilor găsite la control. În urma controalelor efectuate s-au identificat un număr de 293 de deficiențe, pentru care s-au dispus tot atâtea măsuri de remediere, fiind aplicate 151 de sancțiuni, dintre care 137 de avertizmente și 14 amenzi în valoare totală de 312.500 de lei. Amenda aplicată pentru un angajat fără forme legale este de 20.000 de lei. Legislația în domeniu mai prevede că în funcție de numărul de persoane descoperite că prestau activitate economică, fără a fi angajați cu forme legale, patronii se pot alege și cu dosar penal. Cu toate acestea, lună de lună, inspectorii de muncă descoperă numeroase cazuri de muncă la negru. Inspectorii de muncă au identificat un număr de 13 persoane care desfășurau muncă nedeclarată, celor 7 agenți economici care le foloseau, fiindu-le aplicate amenzi contravenționare în valoare totală de 260.000 de lei. Luna trecută, la nivel județean, 13 salariați s-au ales cu incapacitate temporară de muncă în urma unor accidente. În mare parte, evenimentul de muncă s-a petrecut în drumul spre locul de muncă sau spre domiciliu.